În perioada 24-28 aprilie are loc la Strasburg a doua parte a sesiunii plenare de primăvară a adunării parlamentare a Consiliului Europei, membrii delegațiilor parlamentare prezente participând la lucrările de pe agenda sesiunii, care cuprind dezbaterile din cadrul comisiilor de specialitate și votarea proiectelor înscrise pe ordinea de zi. Prezent în calitate de membru al Comisiei pentru Afaceri Juridice și Drepturile Omului și al Comisiei pentru Afaceri Sociale, Sănătate și Dezvoltare Durabilă a APCE, senatorul liberal Cristian Niculescu Țâgârlaș a participat la discuțiile purtate în cadrul grupului Partidului Popular European din cadrul adunării parlamentare a Consiliului Europei, precum și la dezbaterile purtate în plenul adunării. În acest context, în data de 26 aprilie, în ședința de plen, senatorul liberal a contribuit la alegerea și desemnarea judecătorului Curții Europene a Drepturilor Omului din partea României. Este vorba despre profesorul și avocatul Sebastian Rădulețu, devenit astfel judecător internațional și primul român diplomat la Oxford, care a fost ales judecător la CEDO. A fost o imensă satisfacție, dar și plăcere să fiu martor la recunoașterea valorii și competenței judecătorului Rădulețu, desemnat în plen ca reprezentant al României în cadrul Curții Europene a Drepturilor Omului. Acest fapt mă determină să continui cu responsabilitatea activitatea de membru al APCE și mă angajez să lupt în continuare pentru recunoașterea valorilor și promovarea intereselor țării noastre în cadrul adunării parlamentare a Consiliului Europei, a concluzionat senatorul Cristian Niculescu Țâgârlaș, președintele Comisiei Juridice de Numiri Disciplină, Imunități și Validări a Senatului României și membru al Delegației Parlamentare Române la adunarea parlamentară a Consiliului Europei.